Premierul interimar Aureliu Ciocoi s-a imunizat împotriva COVID-19 cu vaccinul chinez Sinopharm. Anunțul însoțit de imagini realizate în timpul vaccinării au fost postate pe pagina de Facebook a guvernului. Vaccinul chinez anticovid a ajuns la Chișinău în data de 27 aprilie. Este vorba despre un lot de 250.000 de doze de ser, dintre care 150.000 de doze sunt de tip Sinopharm, donate de China, iar 100.000 CoronaVac procurate de stat. Iar președintele Maia Sandu a anunțat ieri seara într-o emisiune televizată că se va imuniza cu serul AstraZeneca, fără a preciza când o va face. Anterior, mai mulți lideri mondiali au postat fotografii realizate în timp ce se imunizau împotriva noului coronavirus. Printre aceștia se numără președintele României, Klaus Iohannis, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, dar și șeful guvernului de la București, Florin Câțu. Prin propriul exemplu au îndemnat oamenii să se vaccineze și șefii guvernelor din Marea Britanie și Israel, Boris Johnson și Benjamin Netanyahu.